Bună copii, vă spun un bun venit la colțul cu povești! Bebeluși! În Luca, capitolul 2, cu versetul 40, găsim scris: iar pruncul creștea și harul lui Dumnezeu era peste el. Când s-a născut Iisus, el a venit pe lume ca un mic bebeluș. El a fost foarte micuț, la fel cum ai fost și tu când te-ai născut. Când se nasc bebelușii, ei au nevoie de părinții lor. Aceștia fac aproape totul pentru ei. Părinții îl hrănesc pe bebeluș, îl îmbracă, îl iubesc, îl țin la căldurică și îi schimbă scutecele. Deși un nou născut are nevoie de ajutor în multe lucruri, sunt și lucruri pe care un bebeluș sănătos le poate face aproape imediat ce s-a născut. Bebelușii pot auzi foarte bine chiar de la început. La doar 10 minute de la naștere, bebelușul poate să deosebească de unde vine sunetul. Bebelușii, în vârstă de numai 2 zile, știu care este mama lor. E suficient ca ea să spună un singur cuvânt. Bebelușii pot să plângă imediat după ce s-au născut, dar ei nu plâng cu lacrimi decât după ce împlinesc 3 săptămâni. Lacrimile sunt un mod de a-l ajuta pe bebeluș să se calmeze și animalele pot scoate sunete ca și când ar plânge, dar bebelușii sunt singurii care pot plânge cu lacrimi atunci când sunt triști. Creierul bebelușilor crește foarte rapid. De pildă, creierul unui bebeluș care are un an este de 2 ori mai mare decât atunci când s-a născut. Iisus a creat bebelușii cu capacitatea de a învăța multe, multe lucruri. Pe măsură ce crești, Iisus vrea ca și tu să înveți tot mai multe despre El. Îți place să înveți despre Dumnezeu? Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!